Sunt produse realizate exclusiv de bibliotecari care într-un fel au participat la o spectaculoasă, nu neapărat reconversie profesională, ci adăugare de competențe. Ei le proiectează pe computer și tot ce vedeți aici sunt materiale care sunt pentru noi, materiale publicitare, dar și obiecte de folos. De exemplu, aici este ca un fel de obiect, o păsărică, în care putem să punem ochelarii și avem ca o ramă. Aici sunt două făcute pe o altă imprimantă, pe un alt tip de imprimantă, în care este logo-ul nostru, sigla bibliotecii, iar dincoace un proiect izilit, un proiect care nouă ne-a plăcut foarte mult, care îmbină cartea și cu computerul, cu tableta. Ele sunt îmbinări ale imprimantei 3D, dar și ale pixului 3D. Cu alte cuvinte, imprimanta 3D face partea aceasta care e mai voluminoasă, iar pixul 3D vine și adaugă ochișori, o guriță, niște piciorușe. A fost aici, de exemplu, Paștele. Ne-a făcut acest iepure foarte spectaculos, care are și niște mustăți și un Paște fericit. Ne urează. Pe urmă, această pisică destul de voluminoasă aduce un pic cu pisicile japoneze, care are și sigla bibliotecii noastre, un GB nu tocmai bine făcut, dar eram la început, am un câine și mai spectaculos, din păcate nu l-am aici, la o altă expoziție, pentru că e cel mai bun produs, un cățel care era Labrador pe varianta inițială și a devenit Beagle pe imprimare 3D. Aici au fost sărbătorile de Crăciun, făcut cu un brăduț, făcut tot cu imprimare 3D, decorat cu tot ce e cuvenit. Am avut un eveniment foarte spectaculos de ikebana, un eveniment japonez, și aici floarea care arăta ca prototip fără aceste adausuri, dintr-o dată a prins toate aceste contururi. Iar aici avem și un rebut. Le-a scos imprimanta și am zis că trebuie să dăm și rebutului întotdeauna o utilitate culturală. Și atunci a fost imaginat acest evantai și un suport pentru pix, ca să poată fi pus și un pix. Și evident sunt și alte produse, mai mici sau mai mari. Au fost niște premieri făcute de Asociația Femeilor de Afaceri din Brașov. Și atunci ne-am gândit, pentru că proiectul se chema Liderii de Mâine, ce vor face copiii peste câțiva ani, pornind de la un bregaran de ăsta cultural la care tot adăugăm, tot îi plimbăm peste tot să vadă și mediul cultural. Ei bine, noi ne-am gândit să le dăm ceva, să le dăm un premiu și am conceput un breloc special cu inițialele proiectului și cu anul 2019 și au fost date 40 de astfel de obiecte. Imprimanta 3D permite doar imaginația noastră, este cea care cum să zic, ne constrânge sau ne limitează, dar în același timp ne și face să ne imaginăm lucruri de neimaginat. Deci noi nu credeam că putem să facem atât de multe lucruri și ce e foarte important, toate acestea le dăruim copiilor atunci când avem câte un eveniment la noi și pleacă fiecare copilaș cu câte ceva de la noi, din asta.